Rugbiștii de la Steaua au acceptat provocarea luptătorilor de la Libere pentru un antrenament comun privind perfecționarea procedeelor de contact cu adversarul. Foarte bine, deocamdată. Unii bine, unii abia se acomodează cu aceste noi exerciții pentru ei. După o încălzire ușoară în care fiecare s-a descurcat cum a putut, s-a trecut la partea de exersare a procedeelor. Cum perioada de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru lupte nu s-a încheiat încă, rugbiștii mai au timp să schimbe sportul. Am învățat că sportul ăsta, cu toate că ar semăna cu ce facem noi sau s-ar apropia cu ce facem noi, nu e așa ceva. Aici totul se întâmplă. Totul e mai fluid, totul trebuie să fie mult mai natural, rapid, cu multe elemente cumulate pe care dacă nu le pui cap la cap și nu le execuți corect, nu o să-ți reușească procedeul. Și asta face chestia asta foarte, foarte interesantă. E prima dată când încercăm așa ceva. O să învățăm și noi ABC-ul, o să începem cu placajul, să le fie mai ușor și apoi vom încerca și câteva pase, șuturi, de ce nu? Să vedem cum se descurcă și ei. Profesorii de lupte au fost mulțumiți de îndemânarea elevilor, iar acum rămâne să vină ei pe terenul de rugby pentru a vedea cât de îndemânatici sunt cu mingea ovală sau cum se împinge la grămadă. Este un schimb de experiență pentru noi. Rugbiștii noștri prieteni au învățat câinele elemente din lupte. Este foarte greu să acomodeze cu aceste procedee, însă sper să le fie de bine, să le prindă bine în meciurile lor. V-au lansat și o provocare să vă duceți voi la un antrenament de rugby. Pe ce poți să vrea să joci? Cumva la grămadă? Vă dați seama, unde e bătaia mai mare acolo, să noi nu ne dăm în spate de la luptă. Nerăbdători, sportivii de la cele două discipline au și început antrenamentul de rugby pe saltea.